Ce fac albinele la jumătatea lui ianuarie? Am ajuns la stupi, prima dată pentru anul acesta. Am deschis 1, 2, 3, al patrulea. Deci acesta este al patrulea stup. Ce fac? Vreau să văd ce albină are. Am descoperit că aici, în capac, este ceva umezeală. Cum se spune, zici că e scai. Vreau să dau un pic deoparte, vreau să mă uit. Eu zic că stau destul de bine. Intervenția la stupi, la această dată, o fac doar ca să văd dacă albina trăiește, și trăiește. Se vede că este populat din față până în spate. Deci l-am strâns foarte bine. Dacă aceste ziare sunt umede, le înlocuiesc. Deci iau pur și simplu toată umezeala din stup, nu las absolut nimica. Nu vreau să las umezeală. Mă interesează dacă au supraviețuit până acum. Ultima intervenție a fost anul trecut în luna decembrie, pe la, m-am uitat așa la 1-2. Deci asta a fost strâns pe 2, 4, 6, 7. Este chiar și pe ultima, și pe ultima ramă. Se vede că sunt albinuțe. Nu-i fac absolut nimic, albina iernează foarte bine afară. Sunt undeva la, ia să mă uit, erau 6-7 grade. Cam atâta sunt. Se vede. Nu-mi place mie aici umezeala asta în capac. Tot ce este posibil să fie apucat regina de ouat. De asta este atât de... umezit exact în capac. Eu nu le strâng foarte tare, nu le strâng, nu le înfofolesc. Aceasta este împachetarea mea la stupi. O vedeți acum. În rest nimic altceva. O bucată de carton. Asta este umed. Nu-l mai pun. Și cu asta, basta. Dacă albina este multă, dacă este multă albina în familie, nu aveți de ce să vă faceți griji. Pentru că are cine să încălzească. Pe toți îi trec în revistă, trec pe la ei să văd care și cum trăiește, care și cum au probleme. Foarte curios, prea puține albine ies afară la zbor de curățire, cu toate că sunt 7 grade. Aici și acolo câte o albinuță. Ia să-l desfac și pe ăsta. Să mă uit la el. Asta pare mi se că am avut ceva. Aici în colț am avut un borcan care mi s-a spart cu miere. Deci eu de atunci nu am mai umblat la ei. După cum se vede, au tras toată mierea în cuib. Aici sunt uscate.
Se aude, bâzie. L-am strâns foarte bine, se vede. Asta e strâns de 3 rame. Era el de strâns pe 2 rame, dar mi-aduc aminte că n-am mai avut atunci timp. N-am mai avut cum să-l mai strâng. Era destul de slăbuț. De asta l-am și împachetat atât de bine. Să nu aibă probleme cu frigul. Cu toate că la mine au fost acum 2 nopți. Au fost minus 8 grade, minus 9 grade. Deci, indiferent cât este de mic, dacă trece iarna, în primăvară l-ajut să-l fac pe producție. De la cei mai dezvoltați, cum era celălalt. Îi dau rame cu puiet căpăcit și la salcâm îl am undeva pe 10 rame. O să mai scad albina, dar nu mă îngrijorează acest lucru. Anul trecut am arătat de la 2 rame cu albina, am arătat la salcâm, am ajuns cu el la 8, ajutat cu alte 2 rame de la cei mai puternici, care dădeau spre roire. Am ajuns, am egalizat pe tot la 8-10 rame. Toate reginele sunt numai aici, în acest tub. Am o regină pe albastru, este cea mai bătrână, se vede. În rest, toate reginele sunt de anul trecut, pe alb. Atât am vrut să vă arăt. Sănătate, o zi bună!